Zidită între anii 1883-1885, Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost prima biserică românească din Constanța după războiul de independență din 1877. Edificiul reprezentativ pentru orașul de la malul mării este pictat în stil neobizantin cu motive tradiționale românești. Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi aici de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a explicat în cuvântul de învățătură de ce Mântuitorul începe propovăduirea Evangheliei în Galileea. Iată, astăzi este duminica după botezul Domnului, când Mântuitorul ni se istorisește prin Sfânta Evanghelie, începe propovăduirea Evangheliei sale, nu de oriunde, ci părăsind Iudeea, a venit în Galileea, dar n-a mai venit în Nazaret, unde fusese crescut, ci a venit în Capernaum, care era atunci capitala Galileei, și Galileea era un ținut al neamurilor. Nu erau numai iudei, ci erau acolo și păgâni. Și a început propovăduirea Evangheliei, unde erau și iudei și păgâni, ca să arate că a venit pentru toate neamurile. Și și-a început propovăduirea Evangheliei în același mod în care și-a început propovăduirea și Sfântul Ioan Botezătorul: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Catedrala Arhiepiscopală păstrează fragmente din moaștele Sfântului Pantelimon și ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion.